Vrem să avem 20 de consilieri județeni și peste 60 de primari în județul Suceava. Asta este ce așteptăm noi, după eforturi, după măsurători, după ceea ce am evaluat la momentul ăsta. Sperăm ca domnul Lungu să câștige un nou mandat de primar și cu o echipă majoritară de consilieri. Nu am intrat în amănunte legat de numărul de consilieri la municipiu, este target care trebuie să aparțină primarului Ion Lungu. E clar că trebuie să aibă un număr suficient de mare de consilieri să-și poată pune în aplicare proiectele. În primul rând, cred că trebuie să ne gândim că s-a modificat legea. Dacă era votul uninominal, astăzi, fără să fiu înțeles greșit, lipsă de modestie, șansa numărul unu în competiție, cel puțin la ce este astăzi pe piață, o aveam eu în confruntarea uninominală, din toate măsurătorile. Nu a fost să fie așa, este vot de listă și, clar, un lider trebuie să-și asume capul listei. Pentru că este vot de listă. Președintele de Consiliu Județean va fi ales din rândul consilierilor. Și, ca lider, îți asumi și proiecte și, v-am spus, o parte dintre ele, și îți asum să fii și locomotivă. N-am -am mers niciodată pe varianta că nu vom câștiga, deci am mers pe varianta că. Vom face scorul care să ne ducă să fim câștigători, și eu în asta cred.